Doamnelor, domnilor, bună ziua, bun găsit la A Patra Putere. Discutăm astăzi despre ultimele noutăți care au apărut în spațiul public cu privire la parcarea de la Piața Centrală, ce s-a mai întâmplat între timp. Suntem astăzi în data de 5 iunie și în 5 suntem azi colegii, nu? Că nu mai știu, am îmbătrânit și zic, cum zice domnul Caragea, invitatul meu din această seară. Bună seara, domnul Caragea. Bună seara dumneavoastră și telespectatorilor Tele 3. Zic, nu mai mi-aduc aminte, am uitat unele lucruri. Am o perioadă în care nu aduc aminte anumite lucruri. Am înțeles, deci numai într-o perioadă nu vă aduceți aminte. Păi dar nu se știe vreodată, poate ne vine memoria. Nu e ceva Bun. Normal. Poate uiți mai multe, dar poate mai și revine aminte. Te da. Ajută cineva. S-au întâmplat de ieri, de la emisiunea noastră și până astăzi, lucruri incredibile. Adică, știți, subiectul, vă mai spun celor care vă uitați pentru prima dată la acest, sau auziți pentru prima dată despre acest subiect, ce s-a întâmplat. Societatea care gestionează piața parcarea de la Piața Centrală de 20 de ani a fost notificată de primarul Marcel Romanescu să cu privire la rezilierea contractului. Contractul a fost reziliat începând cu data de 1 iunie 2018, adică de vineri noaptea de la ora 0. A apărut în spațiul public, de-a lungul vremii, de-a lungul ultimelor 6 luni, cum consilierii PSD ALDE au încercat de mai multe ori să introducă pe ordinea de zi a Consiliului Local Târgu Jiu un proiect de hotărâre privind închirierea sau concesionarea terenului de 2.942 de metri pătrați de la Piața Centrală. Lucrurile și documentele erau făcute în așa fel încât societatea Rodna Strele și cei care o administrează să fie avantajați. În mod evident, au fost produse documente în acest sens. Pe 29 ianuarie primarul Romanescu a retras proiectul de pe ordinea de zi, după care un grup de 6 consilieri au vrut să reintroducă acel proiect în dezbaterea Consiliului Local sau să-l supună votului consilierilor locali pentru a securiza afacerea extrem de profitabilă a societății Rodna SRL și a oamenilor de afaceri care o administrează. Bun. Ce s-a întâmplat? Așa cum vă spuneam, primarul Marcel Romanescu a reziliat contractul începând cu data de 1 iunie, însă nici o direcție aflată sub autoritatea primăriei Târgu Jiu, în speță poliția locală sau direcția de patrimoniu, nu au preluat gestionarea parcării de la Piața Centrală, așa cum era dispoziția primarului și în continuare oamenii de afaceri de acolo încasează bani pentru parcarea respectivă. Ce s-a întâmplat între timp, așa cum vă spuneam și imediat nu o să mai vorbesc mult, o să-i dau posibilitatea invitatului meu, au apărut înregistrări audio și video cu directorul Direcției Publice de Patrimoniu din cadrul Primăriei Târgu Jiu, domnul Marian Rotaru, în timp ce a mers acasă la unul dintre asociații firmei Rodna. Nu știm de ce, dânsul spune pentru a semna un proces verbal de predare-primire pentru acel teren de la Piața Centrală. Domnul Rotaru, așa cum ați văzut aseară, în punctul dânsului de vedere, expus aici în cadrul emisiunii noastre la Tele 3, a afirmat că a fost la domnul Deaconu acasă pentru a semna acel proces verbal de predare-primire. De fapt, explicația domnului Rotaru a fost că a mers la sediul social al societății Rodna SRL. Sediul social, bineînțeles, nu era acasă la domnul Deaconu, ci la Piața Centrală, niciun caz pe Bulevardul Ecaterina Teodoroiu.
aseară, în spațiul public, a apărut și o înregistrare audio cu domnul Rotaru, în care spune că a produs documente în sensul că a făcut referate care să stea la baza celor două hotărâri de Consiliu Local ce urmau a fi supuse votului consilierilor local în 29 ianuarie, proiect retras de pe ordinea de zi, așa cum vă spuneam, de Marcel Romanescu, și un proiect care nu a mai intrat de data asta deloc pe ordinea de zi. Două referate a produs și o să vedeți înregistrările în care domnul Marian Rotaru spune că a produs acele documente la insistențele lui Aurel Popescu, viceprimarul municipiului Târgu Jiu, și ale domnului Grigorie Jeanu, secretarul municipiului Târgu Jiu, și o să spună la poliție aceste lucruri. Domnul Caragea, ați urmărit subiectul, o să mai vedem și la noi în emisiune în această seară înregistrările. Ce părere aveți? Ce se conturează din punctul noastră de vedere în acest caz? Se conturează comiterea vreunei infracțiuni? Eu am expus situația așa cum este. Nu, deci... Pot să încep așa. Vă rog, vă rog. Aș ruga colegii tăi, le-am pus la dispoziție un referat. Așa. Și o hotărâre de Consiliu, dacă ar fi amabil să o pună, să o citească telespectatorii. Foiletonul acestei parcări, da, e un foiileton, durează un pic până le convertesc colegii și le vor pune pe ecran. Bun. Începe în 16-10-1998. V-ați inspirat din titlul nostru? Foiletonul penal al parcării? Nu, n-am citit, scuze-mă, chiar nu am citit să-mi titlu. A, credeam că mă copiați, mă plagiați. Nu, nu vreau să plagiați, iartă-mă, atunci să schimb. Vă rog. Deci această parcare... Nu, eu chiar vă rog să ziceți ca mine, ziceți, foiletonul acestei parcări, penal al... Nu pot să spun acest cuvânt, pentru că... Vă rog. Haideți să nu mai folosim cuvinte. Da. Presa să folosească cuvintele pe care le consideră necesare. Penal este atributul procurorului și organului de urmărire penală. Punct. Corect. Dar nu, că e un dosar la poliție... Da, da, stai să nu ne am care se fac cercetări penale. Domnul meu, prezumția de nevinovăție este... Dar noi nu acuzăm pe nimeni. Nici poliția, hai să nu vorbim. Poliția face cercetări. Da, punct. Lasă să-și facă treaba. Dacă s-au comis aspecte de natură penală, da, în elaborare. Din punctul meu de vedere, haideți să-i lăsăm. Vă rog. Pentru că o să văd niște surprize. Așa. Poate tot de natură penală. Ce documente aveți, domnule? Că scandalul chestia. Sunt scrisă la mașină, de scris. Nu iau calculatoare. Da. Așa. După ce am pus pe Facebook astăzi, cu urmare invitație dumneavoastră și vă mulțumesc pentru ea, că am fost invitat pentru astăzi. Poate învață și prietenul dumneavoastră, bunul dumneavoastră, prietentoar și Ivan. Așa. Cum să faci o invitație, nu scrie pe Facebook, joi emisiune Carace. Eu eram plecat din localitate, vorbisem cu el cu două zile înainte. Într-adevăr, am făcut mare greșeală văzând, într-o dimineață neavând îl sun la 7 și un sfert dormea. Și cred că n-a fost atent. Că el când doarme nu ține minte ce vorbește. Nu, Ivan nu doarme niciodată, să știți. Nu, el doarme non-stop. Nu, nu, deci nu doarme niciodată, chiar nu doarme niciodată, să știți. La 7 și jumătate a spus, plec la... El doar se odihnește puțin. Da. Bun, haideți să-l citim din ăla. Să învăță și el cu ocazia asta, cum se face invitația la o emisiune. Citiți-mi din... Spune așa, un referat aprobat de domnul primar economist Petre Nanu, prin care serviciile și comisiile dau aviz pozitiv, urbanismul, serviciul taxe și impozite, propun concesiune, scoaterea la concesionare și închirierea pe o perioadă de 20 de ani a acestei parcări. S-a plecat la licitație cu 10 milioane și 3 milioane la parcarea secundară. Da. Nu știu care e aia, că nu, eu nu știu de două parcări acolo. Da. Dar mă rog. Prin hotărâre, pe care o am și pe aceasta aici, dată, uite, vă dau un exemplu și dumneavoastră. Așa. Un exemplar al hotărârii, ca să discutăm în paralel. Ia dați-mi și mie în direct aici să mă uit cu ăsta. Da? Scrise, vă rog să o studiați. Se hotărăște durata închiriei de 20 de ani și citesc următoarele obligații. Pentru că pe mine m-a surprins această notificare făcută. Da. Și aștept pe colegii dumneavoastră, nu discut de ea până nu o pun, pentru că e chiar foarte surprinzătoare. Ia, reușit, puneți notificarea, dragilor colegi, da? Asta notificarea. Prima pagină, vă rog. Așa, se văd, oamenii le văd. Dumneavoastră faceți referire că ele rulează. Opriți acolo la notificare, nu stai să văd dacă este. Da. Nu, că e foarte interesant. Dar deci oamenii le văd. Da, da, stai puțin, lasă-mă și pe mine, nu mă grăbi. Spuneți-mi. Surpriza pentru mine, deci acolo așa spune pentru ce se, zice așa, primăria Târgu Jiu rezervă dreptul ca în momentul în care se hotărăște de altă destinație parcării să rezilieze contractul și doi, pentru neplata pentru 3 luni. Da.
Deci rezilierea unilaterală a contractului de închiriere în cazul neachitării chiriei pe 3 luni. Da. Căutați dumneavoastră unilateral o altă clauză, clauză de reziliere? Da. Eu n-am găsit-o în acest contract. Domnul Corage, haideți să continuăm. Haideți să continuăm. Păi dați-mi voie. Nu, pentru istorie. Și vă notificare. În notificarea de astăzi. Da. Semnează adresa pe care am primit-o, am căutat-o și am găsit-o, municipiul Târgu Jiu, persoană juridică drept public. Vreau să-i reamintesc, reprezentante prin primar Marcel Romanescu. Vreau să-i reamintesc domnului fericit primar Marcel Laurențiu Romanescu că unitatea administrativ-teritorială a municipiului Târgu Jiu, da? Nu persoana juridică de drept public este municipiul Târgu Jiu. Este unitatea administrativ-teritorială cu corect. Primar și cu un consiliu local. Da. Tot ce înseamnă patrimoniu trebuie luat prin consiliul local o hotărâre, dumnealui constată o problemă și se ia printr-o majoritate calificată de 2/3. Dumnealui, dacă a constatat o problemă pe închirierea asta, din punctul meu de vedere, cred că de data asta a jucat la două capete. Actul ăsta pe care l-a emis dumnealui și acolo pe ecran, sunt foarte mulți juriști în Târgu Jiu și poate îl urmăresc. O să-și dea fiecare păreri. Nu-i făcut decât ca să-i ajute. Oamenii ăia probabil o să-l dă în judecată. Eu vă las să vă expun punctul local, de vedere și să vă dau o lovitură fatală la finalul dă-mi fatală, expunerii. Vă rog, vă ascult cu mare atenție. Dă-mi, te rog frumos, punctul meu de vedere. Eu citesc articolul 1552. Intrăm în detalii pe care oamenii nu le înțeleg. Păi nu, trebuie să le înțeleagă, că trebuie și acolo. Așa. Rezoluțiunea sau rezilierea contractului poate avea loc prin notificare scrisă ce a făcut dumnealui a debitorului atunci când părțile au convenit astfel. Când debitorul se află de drept în întârziere, oricând acesta nu a executat obligația în termenul fixat privind prunerea în întârziere. Punerea în executare și se află în întârziere. Domnul meu, notificarea trebuie să o facă până la data de faceți. Asta n-ați făcut atunci și merg cu, din punctul meu de vedere. Și m-am mai consultat și cu alți juriști. Mai departe, vreau să citesc un lucru. Iar în exercitarea atribuțiilor prevăzute la alineatul 2, Consiliul Local hotărăște darea în administrare, concesionare, închirierea bunor proprietate publică a comunei, orașului sau municipiului, după caz. Precum și a serviciilor publice. Nu primarul, Consiliul Local. Dumnealui trebuia să de îndată să informeze Consiliul Local că a constatat o disfuncționalitate în derularea acestui contract, iar Consiliul Local, printr-o majoritate calificată, repet, de 2/3, și rugăm orice jurist să intervină. Dacă eu greșesc, îmi cer scuze. Bun. Ați terminat expunerea. Haideți să vă spun ceva. Mă opresc ca să vă foarte frumos. Vă rog. Deci documentele astea sunt frumoase pentru istorie. Nu. Pentru pus așa în arhive. Nu. Că vedem aici, stați un pic. Deci aprob primar economist Petre Nanu, ce vremuri. Păi nu, ascultă-mă. 6-10-a-9-a-8. Petre Nanu nu era cumva din același partid ca și Marcel Romanescu, un Partidul Democrat? Nu, stați un pic. Păi nu, a fost o idee revoluționară a Partid Democrat ca să... Ascultați-mă. Având în vedere că serviciile din parcarea asta nu merg bine... Viceprimar. Și cheltuielile care se... Te rog frumos. Stați un pic, mă ascultați un pic. Datorită cheltuielilor care se impun pentru modernizare, pentru dotare, parcările nu merg, domnul Caragea, să le concesionăm. Între timp ăsta s-a dus pe apa sâmbetei ăsta... Asta fiind cine? Și contractul ăsta. Dom'le, nu s-a dus. E valabil până în decembrie. Este valabil, corect. Și atunci... Dar ăsta a fost îmbunătățit printr-un act adițional. Domnul meu, din datele mele, obținute astăzi. Ca să vă expun până la final părerea mea. Vă rog să vă țineți ideea. Deci frumos pentru istorie. Viceprimar Gabriel Sanda semnează aici a referat... Președinte de comisie. Președinte, doctor economist Constantin Căruntu. Oameni deștepți în economie. Da, deștepți, nu putem să-i contestăm nici pe domnul Căruntu, nici pe domnul Sanda. Ce spun? Oameni deștepți, eu spun. Viceprimar Sanda, la fel. Bun. Dar avem o mare problemă. Știți care? Știți care, domnul Caragea? Nu. Păi dacă îmi spui, știu. Și eu și alții. De ce să-i? Clauzele privind... Clauzele care au fost încălcate și au stat la baza emiterii notificării. Așa? Domnul Caragea, au fost constatate de instanța de judecată domnul în cadrul unui proces civil. Când?
Că aici ajungem. Cum când? Când citește bine acolo în notificare, le-am pus eu acolo. Vă citesc exact. 2003. Păi nu, domnul Caragea, vă dau de pe site. Domnul. S-a terminat procesul. Domnul. Procesul. Vă dau de pe site, domnul Caragea. Procesul a fost inițiat în 2007 și s-a terminat în 2013, în septembrie. Deci din momentul în care hotărârea a rămas definitivă, domnul în septembrie 2013, domnul așa? Caragea, da? În dispozitivul hotărârii, chiar instanța de judecată, adică completul de judecată, președintele și judecătorul, face referire la acele clauze care au fost încălcate. Bun. Și? Iar juriștii primăriei au speculat această chestiune și au introdus-o în notificare. Bun. Când am spus că o instanță de judecată nu au valoare nici documentele dumneavoastră istorice. Nu, când au speculat juriștii primăriei? Când au speculat? Acum. Domnul meu, încă o dată, știi care e termenul de prescripție? Care este? Citiți-l și dumneavoastră în codul civil și al vechi și al nou. Știți care este termenul? De când curge termenul de prescripție? Probabil că nu aveți toate datele. Cineva este într-un eroare. Știți de când curge termenul de prescripție? Domnul, de la luare la cunoștință. Exact, domnul Caragea. Păi dacă juriștii primăriei au luat la cunoștință la altă ei. Juriștii primăriei au luat la cunoștință în acel proces civil care faci tu la referire și în care au fost acolo. Au luat atunci. Da. Da. Deci dacă cineva este să răspundă... Vă rog să închideți telefonul. Nu pot, că tot primesc mesaje. Închideți-l de tot sau dați-l pe silent. În ce scuze? Deci, să ne înțelegem. Actualul jurist șef al primăriei, care a semnat acea notificare alături de primarul Romanescu, sau domnul care, haideți să o luăm mai pe scurtătură, ca să nu, că ne zic oamenii că nu știu ce vorbim noi pe aici, nu înțeleg nimic. Chiar nimic nu vorbim pe lângă lege. Domnul Caragea, era să vă zic domnul primar. Da. Da. Deci, domnul Caragea. Vrei să se supere Romanescu? Primarul Romanescu a luat la cunoștință alaltă ieri. Domnul, primarul Romanescu cu 5 zile înainte să emită... Primarul a venit în 2017. Bun. Vrei să înțelegi. Bun. Păi da? Și ce? A luat la răscolit arhiva primăriei? Da. Mă las să vorbesc și eu. Vă rog. Poți să mai pui o dată, te rog frumos, puneți adresa de înaintare. Puneți voi pe asta. Adresa de înaintare aia. Sau... Da? Te rog frumos, domnul... Te rog să mai pui o dată notificarea aia pe care am pus-o prima dată. Zice așa. Așa, domnul Caragea, vă ascult, dar în procesul penal primit pe Constantinescu, în această emisiune, dumneavoastră poate v-ați adus aminte că noi am făcut precizări. Da? Păi nu, e procesul familiei Constantinescu cu... Primăria Târgu Jiu și cu Rodna. Nu, cu Rodna. Primăria Târgu Jiu este ceva, are altă calitate. Este în proces, dar are altă calitate. Părât este Rodna SRL. Domnul, încă o dată. Acest proces, noi am tot vorbit de el, da? Și de suma care s-a plătit, da? Da. Deci rezultă din procesul verbal de cercetare la fața locului încheiat la 30.09.2003. Da, domnul, în cadrul... 2003, păi, cu ocazia administrării, corect. Da, probelor în vederea judecării cer de chemare în judecată. 2003. Dați-mi telefonul să vă citesc încă două documente la care dumneavoastră le omite să faceți. Nu omit nimic, dă-mi voi ce explic. Este un raport de expertiză acolo. Lasă-mă ți explic, că ți le dau, că n-am nicio treabă. Așa, aici. Spuneți. Deci, citește cât vrei, citește și acolo. Aici, că n-am un documentul la mine. Deci dacă cineva a făcut o greșeală, deci pot să spun așa. Eu ia știu, uitați, domnul Caragea, ce așa, zice. Că o știu asta, dar domnul nu am la mine. Nu, te rog eu frumos. Bun, ia uitați. Raport de conturi a verificat. Așa. De expertiză contabilă judiciară, așa? Întocmit în dosarul numărul 6673.318/2017/318, ca să nu zic și eu 2020, da. 2020, așa, în care societatea a avut calitatea de pârâtă, deci se cere Rodna. Dar vorbim aici, domnul Caragea, despre un raport de expertiză contabilă judiciară întocmit în acest dosar. Și ia uitați aici ce zice. Zi mai departe, zi mai departe. Ca să văd prima pagină din notificare, că este importantă. Zice așa. Numai un pic, că spune undeva cu ocazia administrării probelor în vederea judecării cererii de chemare în judecată. Uite, așa. Regret că bun. Nu este aici domnul Pecingile, domnul Dar, alții ce păi mi-a spus. Înscris ce conține subscrierea președintelui completului de judecată și grefierului de ședință și din acel raport pe care îl invocam eu. 2003. Nu, domnul, s-a constatat. Domnul, deci dacă s-a făcut o greșeală, păi s-a făcut atunci. Da, ascultă-mă puțin.
Din punctul meu de vedere, eu nu spun că dețin adevărul absolut. Eu nu sunt ca alții din primărie de acum care zic că ei sunt deținătorul adevărului absolut. Căutăm portal. Telefonul meu să vedem. Stați, căutăm numărul de dosar să vă spun data exactă când s-a dat soluția definitivă. Domnul... Deci, este 318, înseamnă că e judecătoria Târgu Jiu. Da. Și vă spun pe loc, ca să nu mințim poporul cu televizorul, 66.3. Da. Mă terorizează colegii cu publicitatea per 318 per 2007 și vă spun exact că e cu două steluțe, da. Deci a fost retrimis, retrimis la judecat, că de-aia faceți dumneavoastră referire la 2003. Ascultă-mă, știți când s-a dat soluția definitivă, nu. Domnul Caragea? Nu, domnul. Ia uitați. Când a constatat, zice? Eu te întreb, ce zice lege? De la data constatării. Păi poate picau toate actele până la definitivă hotărârii. Domnul, îți explic, legea e clară. Data constatării, când s-a făcut procesul verbal. Bun. Prescripția la 3 ani după aia și venea. Și dacă ăia făcea obiecțiuni la procesul verbal și foarte picau... Foarte bine să judecau și până atunci se termina și ăla. Păi cum ziceți că nu e, rămâne valabil doar când rămâne definitiv? Domnul meu, uitați, dar domnul nu contest. Și a spus că 3 ani emise de atunci. Dacă 7 ianuarie 2013. Admite cererea irevocabilă. 2013. Câți, în ce an suntem acum? Da, domnul Cara. Păi ce, în 2013 era primar Romanescu? Păi da, am spus că e vinovat Romanescu că a semnat adresa asta, de genul ăsta. Nu că e vinovat dacă n-a făcut rutierele acolo. Din 2013, ascultă-mă. Da. Și te-aș ruga, stai puțin că... Nu, că în pauză îi chem pe colegi să vă spargă televizorul. Nu, aveți cum. Așa. Asta e un PSD-ist stresat. Da. Ce se întâmplă? Că fac o mică paranteză până. Nu știu dacă ați văzut, o organizație PSD circulă pe Facebook. Așa. Organizație PSD deșteaptă, pe la Constanța, îi convoacă pe toți PSD-iștii că sâmbătă la ora 20 și scrie în paranteză. Știi, ca să nu mai greșească Viorica, da? Fericita. Să zică 20 și 20. Au zis ora în paranteză 8 seara. Da, o să punem, dacă colegii tăi sunt de acord, înțelegi? O să punem să vadă tot poporul, da, gorjean, da. PSD-ul, Constanța, să fie sigur că nu au pe acolo Viorici. Din aia au scris în paranteză 8 seara. Da. Și eu le-am trimis-o la niște PSD-și deștepți, că și prin PSD-ul sunt deștepți oameni. Da. Bă, uite cine vă face de râs. Și acum mă tot stresează să nu ne faci de râs, dar nu puteam să nu le spun. Da. Da? Să continui. Domnule, Curtea de Conturi a verificat aceste aspecte și a lăsat niște măsuri. Și cred că cineva nu le înconștiințează sau Romanescu ăsta nu este atent. Ce face? Repet, cunosc avocați în PNL super deștepți. Costi Caninoiu, liberal de zeci de ani. Da. E prin forurile tutelare ale PNL-ului la București. Gigi Pecingina, ați avut aseară. Domnul Pecingina a spus că acest contract, domnul, se supune vechiului cod de procedură. Domnul, dar încă o dată. Păi și în vechiul și nouă termen de prescripție la fel. Nu era vorba de termen de prescripție. Păi era vorba de condițiile. Deci, de, încă o dată, eu ți-am arătat contractul de notificare. Da. Înțelege un lucru. Acest circ nu face decât, părerea mea personală, nu face decât să creeze o perdea de fum pe realizările lui Romanescu. Și se agite pe niște oameni amărâți de acolo din piața. Care amărâți, domnul Caragea? Nu, sunt 500 de oameni care trăiesc în familii, care trăiesc din ștandurile alea. Ascultă-mă bine ce îți spun. Păi și ce, le închide cineva parcarea sau ce? Dar de ce nu mă lasă termin? Vă rog. Păi uite, vezi că nu ai toate informațiile. Aia 500 de oameni de familii care trăiesc acolo nu plăteau. Prin contractele concesionare, ea nu plăteau parcare la concesionarul cel de sus, da? Corect, da. Dar cum colo trebuie să plătească 2 lei? Păi nu se știe că... Nu poate, primăria Târgu Jiu nu poate să fie discriminatorie. Dacă e 2 lei pe parcările de pe stradă, nu poți să nu iei 2 lei pe parcarea de acolo. Bun. Haideți să luăm o pauză de publicitate, că mă stresează colegii, și să veniți să-i opriți telefonul domnului Caragea, să-i faceți ceva la telefon. Și revenim după aia să vedeți cum comentează domnul Caragea înregistrările audio-video. Dar nu se pune comentează cu, eu spun așa. Cu încă o dată, încheie această mărpire. Cred că cineva pe Romanescu... I fell in love with the pizza. Pizza. La Dolce Vita, a doua pizza e gratis. Comanzi o pizza și mai primești încă una gratis, identică. La comenzile cu livrare la domiciliu, la o pizza comandată primești încă una gratis. Sau de ce nu, la două pizza comandate mai primești încă două gratis. Sau puteți alege în loc de pizza gratis un pet mare de Pepsi sau de bere. Câte pizza comandați, atâta băuturi primiți. Telefon livrări 0253 221177 0353 401177 sau
0731 347 831. Dolce Vita, pizza pentru amândoi. Vara asta, distracția ultra all-inclusive se numește Anna Summer Events. Pofta de răcoare este răsplătită cu o atmosferă pe măsura gusturilor tale. Apă, nisip, palmieri și multă muzică bună. De siguranța, răsfățul, confortul și satisfacția clienților se ocupă personalul nostru calificat. Piscină copii, piscină adulți, jacuzzi, șezlong și baldachine, bar și autoservire. Toate la dispoziția ta pentru o vară ultra all-inclusive la Anna Summer Events. Anna Summer Events, insula bunului gust. O carieră strălucită înseamnă un învățământ de calitate, taxe mici și o varietate de programe de studiu. Toate acestea le găsești la Universitatea Constantin Brâncuș. Universitatea Constantin Brâncuș dezvoltă personalități, dar mai ales caractere, formează individualități și ridică inteligența la apogeu pentru fiecare student. Învățăm împreună. Pregătim cariere împreună. Fii inspirat. Mergi la sigur cu UCB. Visezi la o nuntă perfectă cu sute de invitați într-un loc deosebit? Acesta e restaurantul Mari Gab din Turceni. Două săli moderne vă stau la dispoziție pentru nunți, botezuri sau alte evenimente. Meniuri începând de la doar 119 lei de persoană, all inclusive, care cuprind toate felurile de mâncare, băuturi răcoritoare și alcoolice, candy bar și tortul evenimentului. Restaurantul Mari Gab asigură și cazare în camere luxoase, amenajate la cele mai înalte standarde. Restaurant Mari Gab, în Turceni, strada Muncii, numerele 19-22. Rezervări la 0766-949-901. Mari Gab, garanția unei nunți perfecte. Amplasat într-un cadru natural în mijlocul parcului central, restaurantul Doina Gorjului are oricând porțile deschise pentru tine și familia ta. La localul nostru, ospitalitatea românească te întâmpină de la intrare. La noi găsești mâncărurile tradiționale românești. Gustul bunătăților de la mama de acasă îl găsești la restaurantul Doina Gorjului. Noi vă facem toate poftele, de la bucatele oltenești la pizza pe vatră și salatele văratice. În zilele caniculare te desfătăm cu minunata înghețată cu arome naturale. Te interesează siguranța? Vrei ca afacerea ta să aibă succes? TDS este soluția. TDS SRL vinde, asigură instalare și servici pentru sisteme de alarmare contra infracției, de supraveghere video și control acces, calculatoare, copiatoare și imprimante, case de marca fiscale și aplicații POS, cântare electronice, centrale telefonice, stații radio, aer condiționat. TDS asigură piese de schimb și consumabile pentru toate echipamentele din ofertă. Universitatea Liberă Internațională din Moldova, prin Centrul de Consultanță, Orientare și Selecție pentru Studii Laulim din Târgu Jiu, oferă cele mai mici taxe de studii. Facultate 350 de euro pe an, masterat 400 de euro pe an. Pentru anul universitar 2018-2019, ULIM vă invită să vă înscrieți la una din facultățile. Nivelul 1, studii licență facultate, psihologie, științe ale educației și asistență socială, științe economice, drept. Nivelul 2, studii masterat, psihologie, științe ale educației și asistență socială, științe economice, drept. Relații internaționale, științe politice și jurnalism. Universitatea Liberă Internațională din Moldova, în Târgu Jiu, strada Calea Eroilor, numărul 6. Vino și tu și studiază la ULIM, universitate de prestigiu internațional. Într-un paradis natural, popasul Jaleșul te așteaptă în atmosfera de bazma satului gorjenesc. În Arcan, pe malul Jaleșului, popasul nostru este locul ideal pentru relaxare și distracție, unde să vii cu familia și prietenii.
La noi găsești mâncarea tradițională românească. Gustul și aromele învietoare sunt completate de un ambient rustic. La Popasul Jaleșul găsești cazare cu numai 50 de lei pe cameră. Pentru că vrem să-ți oferim un sejur de neuitat, piscina și terenul de fotbal completează cadrul perfect pentru petrecerea timpului tău liber. Am intrat, revenim după publicitate, sunteți la a patra putere, invitatul meu din această seară, domnul Viorel Caragea. Subiectul pe care îl dezbatem din nou, parcarea sau terenul de la Piața Centrală pe care funcționează parcarea de la Rodna. Am dezbătut aici intens condițiile de reziliere ale acelui contract și domnul Caragea e de neclintit din punctul ăsta de vedere juridic. Vă promitem că o să vedeți înregistrările video și audio cu domnul Rotaru și explicațiile domnului Rotaru de astăzi de la Radio Infinit. Vi le citesc și le comentăm, după aceea. Haideți, colegii, să vedem înregistrarea video cu domnul Rotaru, care părăsește vila unuia dintre asociații Rodna SRL din zona Ecaterina Teodoroiu. Da, l-ați văzut pe domnul Rotaru, a ieșit de pe poarta casei domnului Deaconu. Dacă le puteți spune colegii să ruleze fără sonor acolo, dacă e posibil din punct de vedere tehnic, ieșea de pe poarta vilei domnului Deaconu, unul dintre asociații Rodna, chiar în ziua în care trebuia să ducă la dispoziție, la îndeplinire dispoziția primarului Romanescu de preluare a parcării și de gestionare a acesteia. Domnul Rotaru a fost acasă la unul dintre asociații firmei Rodna, așa cum vă spuneam, cea care gestionează parcarea acum, și nu invers, nu omul de afaceri la biroul domnului Rotaru. Iese pe poartă, face doi pași, revine, dă noroc amical cu omul de afaceri și apoi trece strada, îl vedeți și acum în imagini. Cum e domnul Caragea? E moral? Dar de ce nu îl sunăm pe domnul Rotaru? Păi și-a expus un punct de vedere aseară. Uite să-l sunăm, că voi am spus că pierdem timpul. Nu, dar eu chiar aș vrea și te rog, ia să-l sunăm pe domnul Rotaru, domnule. Și-a spus punctul de vedere aseară. Hai să-l sunăm încă o dată. Păi nu vă spun aici că mă interesează părerea dumneavoastră, părerea domnului Rotaru, am auzit-o. Ia uitați. Deci eu l-aș suna pe domnul Rotaru și aș spune, sunați dacă vă rog eu că vreau să le pun eu o întrebare în direct. Te super pe mine dacă te rog să mai sunăm o dată. Păi pierdem timpul, vă spun. Nu pierdem timpul, hai să-l sunăm. Să începem, poate nu răspunde. Aveți colegii numărul domnului Rotaru? Nu-l au colegii. Da, așa puțin, căutăm aici. O să-l trimit acum. Trimite-l, că te-l ai tu. Și nu l-am nici eu. Domnul. Uitați, domnul Rotaru zice... Deci nu știu că era la sediul firmei, așa zis și astăzi. Nu știu, dar dacă domnul Rotaru ne urmărește, hai să facem, uite, măcar să facem un apel. Dacă domnul Rotaru ești de acord... Ne urmărește să ne sau sune. Sau cineva să-l sune, să sune. Colegii, puneți colegii numărul pe deci, telefon, unu. Pe ecran. Domnul zice că a fost la sediul firmei. Unde, domnule, că sediul firmei la piață? Am intrat aseară aici. Este punctul dumnealui de vedere. Eu nu-l contest. Nici măcar nu mă gândesc să îl interpretez. Domnul Caragea, vă pun întrebare. Hai puțin să ne înțelegem. Să ne înțelegem. Mai înainte, la începutul emisiunii, chiar tu ai spus, domnul meu coleg de platou, că este un dosar penal. De ce să discutăm noi? Bun. Sunt acolo polițiști judiciari. Hai să vă întreb eu. De ce să discutăm? Domnul Caragea, înainte să rețineți pe unul care era cercetat într-un dosar penal, vă duceați acasă la el să-i spuneți? Domnul, am rugăminte, nu confunda lucrurile. Păi nu, cam așa e treaba aici. De câte ori m-a văzut pe mine presa? Ia că a intervenit domnul Rotaru. Bună seara, domnul Rotaru, sunteți în direct, vă ascultăm. Bună seara.
face deosebită plăcere să dau niște explicații și dumneavoastră, că văd că nu le înțelege și... Nu, chiar vă rog, vă rog, pentru că am discutat și ieri și este ok, chiar vă mulțumesc că ați intervenit, vă rog. Eu cred că v-am spus foarte clar ce s-a întâmplat, dacă nu înțelegeți, este treaba dumneavoastră. Dar eu pot să vă anunț că acolo am fost anunțat că este sediul firmei. Cum? Nu cine? Că am stat și s-a stat de cât la poartă. V-am văzut când m-am înregistrat, n-am avut de ce să vă oferez, pentru că eu m-am dus să vedeți clar că am înregistrat un proces verbal de predare-primire. Dacă domnul respectiv vă făcea predarea primire, în secunda 2 mă duceam în piață. Cum sunteți atât de subiectivist încât spuneți să mă fi dus să iau o parcare din Piața Mare? Eu atâta timp când nu era un proces de predare-primire. Cum să intru eu acolo ca director public la Direcție Publice de Patrimoniu? În condițiile în care acea parcare, după cum ați arătat și dumneavoastră, a făcut predarea primire primăria. Domnul acum Rotaru, cum să iau ca director la patrimoniu? Domnul director, cine v-a spus, domnul director, cine v-a spus, domnule, că acolo e sediul social al firmei? Dumnealui, când am vorbit la telefon, dar ce puteam să mă duc vineri după masă la Camera de Comerț? Sau ce ilegalitate am făcut ca acolo să vede clar la poartă că îi prezentam o hârtie? N-am făcut absolut nimic, nu m-am dus înăuntru, n-am făcut nimic. Cum, domnul Rotaru, n-ați fost înăuntru? Dar nu înseamnă că m-am dus decât cu acea hârtie, cât am stat? Un minut, 10 secunde? Care-i problema? Bun, domnul Caragea... Domnul Rotaru... Vedeți intrarea mea înăuntru pe poartă și acolo în poartă? Domnul Rotaru, bună seara! Vă duceți-vă la un oftalmolog. Unde vedeți că eu ies de acolo decât mă vedeți că eu sunt în poartă? Domnul Rotaru, ce vedeți asta? Mă ascultați, domnul Rotaru, domnul Caragea vrea să vă adreseze o întrebare, vă rog. Nu, eu vă întreb pe dumneavoastră că domnul Rotaru, noi v-am dat dreptul să vorbească. Domnul Rotaru, tocmai v-am oferit posibilitatea să intrați și să vă spuneți punctul de vedere. Vă rog. Vreau și noi să vă punem o întrebare. Vă rog. Domnule, v-ați dus și ați dus o notificare sau ce ați dus acolo, nu? Da, domnul Caragea, se vede clar. Bun. Cine v-a dat acea notificare? Notificarea v-am de la primărie. Cine, domne? Femeia de servici? Deci, la primărie, de la... Cine? De la... Conducerea primăriei. Concret. Eu de vineri, de joi, domnul, de concret. Duminică, am stat... Vă rog frumos, domnul Rotaru, v-am întrebat concret cine v-a dat acea hârtie? Notificare. Doamna director Pițu sau ce funcție are acolo. Bun. Și împreună cu domnul, bineînțeles, semnat de domn primar. Bun. Ce hârtie vi s-a mai dat? Atât, acea notificare domnul prin meu. Care eu ce hârtie? Parcarea a fost predată de Consiliul Local prin primarul de atunci, da? Care a împuternicit o persoană. Dumneavoastră, ce calitate aveați în toată această activitate? De bătaie de joc. Bun. Ca și cum am prezentat și de aceea, am vrut să fac un lucru bun. Eu m-am țin să mai comentez, nu înțelege. Tu considerai tot. Da, am vrut să fac un lucru bun, iar domnul Matei spune că m-a văzut, că am făcut, că m-a prins în flagrant, am făcut nu știu ce, că am umers nu știu cum, că nu știu ce. Domnul meu, cine a zis domnul Rotaru? Domnul Rotaru, ascultați-mă, cred că mă confundați. Ce vedeți dumneavoastră în acea filmare rău? Ce vedeți că am făcut rău acolo? Că v-aș dus acasă. La un om pe domnul care... s-a dus, e treaba lui, să înțelegem. Nu înțeleg în ce calitate s-a dus, eu asta întreb. Sunt la poartă, sunt la poartă. Bun, domnul Rotaru. Nu vedeți dumneavoastră altceva acolo. Domnul Rotaru. Eu v-am văzut când m-am dus la poartă, erați în mașină. I-ați spus cuiva că vă duceți acolo. I-ați spus cuiva că vă duceți acolo. Se sparge sunetul. Domnul Rotaru. Domnul Rotaru, mă ascultați? Toată lumea știa că mă duc acolo. Ok. Domnul Rotaru, eu sunt chior, n-am văzut bine, nu este adevărat, este un trucaj. N-ați fost acasă la domnul Diaconu. Domnul Rotaru. Domnule, v-am recunoscut, cum v-am spus și în emisiune când am costit. V-am recunoscut. Eu sunt un om onest și cinstit. Mă vedeți la poartă. V-am întrebat în ce calitate și cine v-a trimis. Sau dacă mai știu cineva că vă duceți acolo. A știut. Mie mi se pare prea cu sute clapă albă ce filmare. Bun. Deci, domnul Caragea, cine a știut? După ședință, toată lumea a știut că mă duc să caut administrator pentru a-l putea convinge să renunțe la acea parcare să prezace un proces verbal. Domnul Rotaru, în care s-a discutat ce să facă. Eu astăzi am aflat că a fost, de fapt, o ședință la primărie în care au participat și domnii de la administratorii acestei parcări. Da, bineînțeles, da. Păi și atunci de ce nu s-a dat hârtie acolo? Pentru că, în momentul
momentul când a plecat domnul de acolo, a rămas că să fac o reconciliere pentru a putea să ia și scara rulantă și ce să ia acolo, și dumnealui a spus că după masa aceea se gândește dacă dă sau nu dă și să le trimit la sediul firmei. Eu nu m-am intrat înăuntru, n-am fost la alt sediu firmei, se vede clar doar ce am făcut. Am sunat, a ieșit la poartă, i-am prezentat hârtiile, a spus că nu le semnează, am plecat. Ați primit vreo împuternicire, la primar, o dispoziție, o decizie scrisă, ceva? Nu. Stați un pic, domnul Rotaru. Dar erați și dumneavoastră director? Domnul Caragea, îmi dați voie? Da, vă rog. Domnul Rotaru, îmi dați voie o secundă? Câte minute a stat domnul Caragea la poartă la deaconul? Eu? Domnul Rotaru, câte minute a stat la poartă la deaconul? Nu știu, domnule, că n-am cronometrat, că m-am văzut peste tot și nu. Știți cât a stat înăuntru domnul Rotaru? Cât a stat domnul Matei? 14 minute, domnul Rotaru. Nu e adevărat, vă contrazic. Ok. E treaba dumneavoastră, ce pot. Eu m-am văzut pe dumneavoastră acolo, știu că m-a urmărit și nu m-am ferit. M-ați confundat, domnul Rotaru, cred că dumneavoastră trebuie să vă duceți la oftalmolog. Bun, mai ascultați-mă, o singură întrebare eu mai am și după aia dumneavoastră puteți spune orice. Domnul Rotaru, o singură întrebare mai am și după aia puteți spune orice, domnul director. Vă citesc o frază, o punem după aia audio, că nu putem să o punem în timp ce dumneavoastră sunteți la telefon. Ia auziți aici. La insistențele lui ăsta, lui Popescu și Jianu, da mă, da, eu spun la poliție acum că merg și arăt documentele prin care mi-au cerut ei. Punct. Cine a spus asta, domnul director? Este din context, am avut o discuție cu un coleg de-al meu care dumneavoastră aveți această înregistrare de la el, pentru că ei cu asta se ocupă. A fost din context. Puneți toate înregistrarea să vedeți dacă este ceva real în ce a spus eu acolo. Dacă e ceva care să mă incrimineze pe mine sau pe cei doi de care a spus mai înainte. Că se fac regii de astea puse de dumneavoastră, că dumneavoastră cu asta vă ocupați, că nu mă întrebați acum de ce firmele de bază au luat peste 100 de miliarde de la Direcția Publică de Patrimoniu de când s-au înființat. Domnul Rotaru, haideți să discutăm de parcare. Domnul director, sunteți penibil, domnul director. Nu mă amestecați pe mine în treaba asta. Sunt 100 și ceva de miliarde pe care dumneavoastră sau firmele care au fost cu pază... Domnul director, nu am nicio legătură, nu am firme de pază, nu cunosc pe nimeni cu firme de pază, nu înțelegeți? Și eu nu cunoașteți. Habar n-am despre ce vorbim. Putem să discutăm de parcare. Stați un pic, domnul Rotaru. Domnul Caragea, pentru că de asta mă macină. Domnul Rotaru... Nu mă macină, că le-am tăiat conducta de la... Domnul Rotaru, nu știu despre ce conducte vorbiți, domnul Rotaru. Putem să discutăm concret. Stați un pic, a zis, eu spun la poliție acum, ați spus, domnul Rotaru. Păi să spunem dosar, nu mai vorbim. E dosar penal, lasă-l de sticlare. De firmele de bază care au fost acolo și au mâncat banii de la direcția... Domnul Rotaru, spuneți despre ce vreți, dumneavoastră. Noi nu avem voie să ne misionăm fiind un dosar penal. Haideți să schimbăm subiectul. Despre parcarea Rodna a spus domnul la poliție. Ce va declara, ce a declarat sau ce dorește să declare e dreptul lui. Să nu-l auzim. Vă ascultăm, domnul Matei. Puteți să mă ascultați o secundă? Vă rog frumos, chiar vă implor. Nu cunoașteți pe nimeni cu firmele de pază care a fost la Direcția Publică de Patrimoniu? Habar n-am, domnul Rotaru. Deci, domnul Rotaru, te rog frumos. Vă faceți de râs în emisiune. Păi spuneți dumneavoastră, domnul Rotaru. Pentru că dumneavoastră aveți sancini clare să mă tocați pe mine pentru că am dat firmele de pază. Domnul Rotaru, vorbiți prostii. Domnul Rotaru, vorbiți prostii. Voi ieși săptămâna de vine, cu sutele de miliarde care s-au mâncat la Direcția Publică de Patrimoniu și din toată primăria de firmele de pază. Domnul director, spuneți, domnule, cu A și cu B, cine, cum, ce firme, ce oameni, ce treabă am eu cu acei oameni? Toată lumea, ce trebuie să spun cu A și cu B? Firma la care dumneavoastră, la ziarul la care dumneavoastră lucrați, așa? A avut la mine, la Direcția Publică de Patrimoniu și la Primăria Târgu Jiu, are în continuare firme de bază care au mâncat sute de miliarde. O să vă dăm o judecată, domnul director, pentru că nu are nicio legătură acea societate, domnul director. Aia vă ascultă copiii că e aproape de ora 8. Domnul director. Bună de Mihaela, noapte bună copii. Aia nici aia nu vă cred. Domnul director Rotaru. Pot să vorbesc și eu. Ați făcut ce ați vrut cu mine, vă ajunge, gata. Domnul Rotaru. Mâine voi face public toți banii care s-au luat și dacă vă uitați... Vă rog frumos să faceți public. Nu l-a furat nimeni, nici stadionul nu l-a furat nimeni fără firmele voastre de pază. O singură întrebare mai are domnul Caragea și după aia vă mulțumim, domnul director. N-aveți de ce să mulțumiți pentru că am scos adevărul. Domnul Rotaru, vreau să vă rog și eu. Vă rog.
Domnul Rotaru. Domnul Caragea, îmi cer scuze pentru telespectatori și pentru domnul Matei. Eu rămăsesem la un punct și vă rog să fiți foarte concret și corect, cum spuneți dumneavoastră. Domnule, ați plecat dintr-o ședință de acolo, da? Vi s-a dat o hârtie. Da. Eu nu înțeleg cum vi se dă un director de la alt director în prezența primarului fără dispoziție de primar, fără decizia primarului, fără împuternicire, ceva? Domnul Caragea, domnul primar a încercat să facă o conciliere, a încercat să facă tot ce e posibil omenește ca să putem intra în parcare. Dacă administratorii n-au înțeles și n-au vrut să facă acest lucru, nu era de competența noastră. Bun. Vă întreb încă o dată. Domnul Rotaru a fost primar. Domnul Rotaru a fost primar, da? Da. Primarul localității poate să dispună de un contract fără Consiliul Local? Să aud întrebarea. Lasă-mă să termin. Ați încercat să explicați domnului primar că fiind vorba de patrimoniu, da? Privat al localității, de terenul respectiv, nu poate să facă documente singur fără aprobarea Consiliului Local cu majoritate calificată de două treimi. I-ați explicat? Chiar în ședința de dimineață cu cei doi reprezentanți a spus domnul primar, ar fi bine să facem o ședință de... Domnule, n-ar fi bine! Domnule, a fost primar 12 ani! Te rog, lasă-mă să termin, dar să răspundă concret! Păi unde a fost primar, domnul Rotaru? Nu contează, legea aceeași. Unde a fost domnul primar? La Oate Lelești. La Lelești, primar? Oate Lelești. Pe comuna aia arată ca și domnul, cum ar fi... Oate Lelești. Ca și cum războiul al doilea mondial s-ar fi terminat la Stăieni. A fost 3-4 mandate, a trecut Curtea de Conturi. Moral era să-i spuneți domnului Romanescu că trebuia să se adreseze Consiliul Local. Nu arată ca o comună cum ce zilea asta. Vă înjură lumea că... S-a terminat al doilea război mondial la Lelești, alaltă ieri, domnul Rotaru. Canalizarea arată ca mediu, ca nevul mediu. Vreți să mă lăsați să mă duc cu domnul Rotaru? Domnul Rotaru! Faceți o emisiune separată. Eu mă mir că nu sunteți la pușcărie la ora asta, la cum arată canalizarea aia. Mă mirați că s-a luat 200 de miliarde de la firmele de bază și nu știți cum să mai luați în continuare. Mă lasă să vorbesc și eu cu domnul Rotaru. Păi numai că se termină emisiunea. Păi lasă-mă să vorbesc, mă certați. Ce treabă am eu cu prostiile de... Stați un pic. Domnul Rotaru, te rog să-mi răspunzi concret. La revedere. Domnul Rotaru. Nu mai merge. Domnul Rotaru, te rog. Te rog să-mi răspund și mie, dacă se poate. Eu nu te întreb ce declar la poliție, că e treaba dumneata, n-are nimeni dreptul să te întreb. Eu te întreb altceva. Moral, ai încercat să explici domnului primar Romanescu că fiind vorba de un patrimoniu, greșește dacă nu trece prin hotărâre de Consiliu situația de acolo? Am avut discuții, dar nu sunt eu în măsură la funcția care o am să dau... Domnule, un director cu un director. Ai spus că a fost trei directori acolo. Te rog să răspunzi concret. I-ai spus sau nu primarului Romanescu? Domne, trebuie majoritate... Am discutat, dar eu nu sunt omul să dau de ce s-a discutat acolo. Dumnealui hotărăște în funcție de tot ce s-a întâmplat acolo. Dar încă o dată vreau să închei această discuție cu această seară. Tot ce s-a întâmplat acolo este o făcătură. Este o chestie care le-am încheiat robinetul și le-am închis definitiv și tot. Da, domnule, deci domnul director. De 7 ori. Stați un pic, stați. Și să frate, după ce s-a filmat, păi dai un nebunesc. Dar lăsați un pic. De la ședință și filmați ăia. S-a filmat singur. Domnul director. E o făcătură a lui, ce să înțeleg? Stați un pic. Domnul director, într-adevăr, este o făcătură dumneavoastră, sunteți un om foarte capabil, care ați mâncat banii municipalității și Târgu Jiulilor plimbându-vă prin toate orașele mare ale țării, să vedeți cum se taxează. Domnul director, ați băgat, domnule, vreun automat de parcare în orașul ăsta? Spre surprinderea dumneavoastră, care ați văzut Lelești ca după al doilea război mondial. Așa? Și vedeți numai ce vreți. Așa? Mâine, pe data de 7, vor veni două delegații de la București pe care domnul primar Romanescu le va primi și vă va face public tot ce s-a discutat. Senzațional, extraordinar. Câți bani ați mâncat, domnul director, deplasându-vă prin țară ca să vedeți cum se taxează marile orașe? Am fost de trei ori mari și tari, în condițiile în care dumneavoastră și firmele la care... Vreți să vă public din nou, o să dăm în zilele următoare toți banii pe care i-ați mâncat plimbându-vă prin toate orașele mari ale României. Dar nu înțeleg pentru ce m-ați chemat aici pe mine. Domnul Caragea, spuneți domnului Matei că eu am cheltuit până în 1000 de lei cu deplasările și au fost perfect legale, iar firmele de pază au luat peste 200 de miliarde. Da, domnul, atâta timp cât vreau să vă contrazic. Și pe unul și pe alalt. Vă rog. Unul, discutăm de un subiect. Sunteți de acord? Subiect? Te rog să mă lași. Domnul, mă lași să vorbesc și eu. Te rog să mă lași. Vă rog. Unul, atâta timp cât Curtea de Conturi nu a constatat... Păi când să constate? Azi noapte? Te rog să mă lași să termin. Vă rog. Niciun fel de încălcare a legii privind serviciile de pază, cu părere de rău, îmi pare
nespus încă o dată, sau cum vrea el, nu pot să fiu de acord cu punctul de vedere că s-au mâncat banii de firmele de pază. Eu am Doi, spus că s-au te rog frumos să mă las să termin, domnul primar. Da? Da, bineînțeles, bineînțeles. Da? Da. Cât Curtea de Conturi n-a constatat nicio încălcare la Lelești a prevederilor legale sau Direcția de Finanțe, care să dea organul de poliție, la fel nu pot să fiu de acord cu dumneavoastră că s-au mâncat banii la Lelești. Dar să revenim la subiectul parcării. Domnul Rotaru, eu vreau să, pentru mine așa, cine a făcut, domne, făcătura asta să pleci din primărie sau de unde zici că ai plecat și merge și te filmează? Ori dumneata l-ai pus pe unul să te filmeze, ori unul cu bună știință, cui ai spus că te duci acolo acasă și te filmează? Că nu s-a făcut, acolo se vede clar. Toată lumea știut, toată lumea din ședința știu că după ședință mă duc să la sediul societății. Deci cine a filmat 50%? Dumneavoastră l-a spus pe unul sau cineva cu intenție să vă facă rău? Eu sunt filmat 24 din 24 și înregistrat. Da, domnul Rotaru, și atunci când veniți la 10 la birou și după aia, într-o jumătate de oră, plecați la restaurantul dumneavoastră în loc să stați la program, la Direcția de Patrimoniu. Am venit și la 12. Nu-ți dau explicații pentru că am șefii mei care știu exact ce fac în fiecare minut, așa, și fiecare este secundă. Haideți să... Așa. Deci încă o dată, dezlegăm misterul cine l-a filmat. Nu mai contează, domnul Rotaru. Dar e un mister, domnule. Stați un pic. Domnul Rotaru, mai aveți ceva de zis cu firmele de pază, cu robinetul, când încheiem emisiunea? Da. Vreau să vă spun că nu mi-am făcut decât datoria. Vreau să vă spun că am fost împroșcat cu noroișor și familia mea pentru că mi-am făcut decât datoria. Vreau să contactați toți directorii de școli, grădinițe și ce am în subordine, să vedeți dacă am făcut vreo greșeală. Da, ai făcut. Să nu mă luați pentru... Îți spun eu una. Pentru 1000 domnul Rotaru, eu vă spun una mare de tot. Ia ziceți-o. V-ați dus la școala Ștefulescu să deschidă aia o poartă în condițiile în care o subordonată de-a dumneavoastră. Iar mă luați cu poarta aia, domnul. A fost, e un abuz în serviciu și acolo, că vorbești de dosare penale. Domnule, de ce nu m-a schimbat pe mine că deschideam eu poarta aia? Deci, încă o dată, hotărârea Consiliului de Administrație a Școlii a fost încălcată abuziv la intervenția cuiva. Acesta este... A mea și s-a rezolvat. Păi a fost dosar și ai primit soluție. Domnul Rotaru, vă adresez public o invitație în emisiune, veniți luni în emisiune aici să discutăm toată povestea, doar eu cu dumneavoastră. Deci, domnul, stați un pic. Veniți, domnul Rotaru, eu, dumneavoastră și domnul Caragea, dacă vreți. Vin cu cine vreți, puteți să faceți regie, să faceți orice, să luați din toate domeniile. Nu, nu ne luați, nu ne luați, eu nu mă simt jinit. Și mă descurc. Domnul Rotaru, eu nu cred că sunt omul să fac regii. Deci, domnul Rotaru, vă aștept luni seara de la ora... Ați auzit numele Caragea? Nu. Domnul Matei, că le face în continuare. Domnul Rotaru, domnul director, îmi cer scuze că vă zic pe nume. Domnul director al Direcției Publice de Patrimoniu, vă aștept luni seara la ora 19. Vă aștept... Numele, domnule, nu-ți cere scuze pentru că numele Rotaru nu e pătat ca numele Matei. Corect, domnule director. Vă aștept luni seara de la ora 19 aici, la a patra putere. Domnul director, dacă mai sunteți în libertate luni de la ora 19... Vă mulțumesc, să aveți o seară excelentă. Bine, mulțumesc mult de tot. Ne vedem luni seara aici la ora 19, dacă mai sunteți în libertate. Bun. Colegii, mai avem câte minute? Haideți, spuneți înregistrarea cu domnul Rotaru, care are 20 de secunde. Audio. La exemplu, lucrul Cârciumului ăsta, lui Popescu și al lui Fian. Dar mă, dar eu spun la poliție acum că mi-am și arăt documentele prin care mi-au cerut ei. Punct! Deci, până nu se ține dosarul, punct la capitolul ăla. Nu trebuie să mai discute nimeni. E dosar la poliție, punct! Și domnul Rotaru spune că... Punct, e dreptul lui, declarația în România retractabilă, e treaba dumnealui, răspunde, sunt politiști, îți facă probe, punct. I-am scos noi din context. Domnul, din încă o dată, punct am spus din punctul meu de vedere. Hai să așteptăm soluția dosarului. Da. Da? Da, să continuăm subiectul. Domnul meu. Ce să continuăm subiectul? Ia stai, că avem un telefon. Rapid, că suntem pe final. Bună seara, sunteți în direct. Bună seara. Închinură pe domnul Cârciumaru, care n-a fost nici primar, nu e nici directorie Cârciumar. Dar nu asta e problema lui, are Cârciumandru. Nu, asta... Întreb cu parcarea asta de la Rodna. Deci vă rog, domnul telespectator, 20 de secunde, suntem la final, ne taie colegii, vă rog. Am intrat în parcarea de la Rodna, domnul de acolo mi-a dat o durină din aceea, am trecut prin parcare, n-am găsit loc și când am ieșit mi-a luat un leu. Domnul, a trecut prin parcare, trebuie să vă taxăm. E logic așa. Da.
Bun, o să vă răspundem. Altceva mai aveți de adăugat? Nu, nu, nu mai atât. Mulțumesc mult de tot, o seară plăcută să aveți. Cât mai avem colegii? 2 minute. Vă rog, domnul Caragiu. Cred că trebuie să facem o emisiune să... Păi mai permite să participăm la o emisiune? Păi nu, mi-ai promis că mă invici pe mine lung cu domnul Rotaru. Facem aici studioul, măresc colegii... Da, hai să chemăm, un reprezentant al primăriei care a emis aia. Eu, încă o dată, îmi mențin punctul de vedere nu, domnule, că primarul Romanescu, da, de data asta, eu nu comentez decizia dumnealui de a... E treaba dumnealui și a asumat-o să rezilieze contractul înainte. De data asta, cred că a fost indus în eroare ca de obicei. Trebuia să informeze Consiliul Local care să decidă rezilierea sau nu a contractului. Această notificare nu cred că este, din punct de vedere juridic, neatacabilă. Păi n-au atacat-o încă. Domnul, stai fără înțeles. Da, eu, din datele mele, știu că li s-a răspuns primăriei tot printr-o adresă. Domnul Caragiu. Doi, nu este actul juridic care să înceteze un contract, această notificare. Ca formă și ca fond. Nu știu, eu părerea mea. Eu nu spun că dețin adevărul absolut. Nu sunt așa deștept ca juriștii primăriei. Poate n-am toate datele. Dar, repet, din punctul meu de vedere, cei 500 de oameni din acel complex, cei vreo 100 care mai sunt pe acolo cu mesele care se duc, sunt cei mai afectați. Gândiți-vă că fiecare plătește 2 lei, că unii ce dumneavoastră... Mai avem 20 de secunde. Da. Unii plătesc în parcare afară 2 lei. Am înțeles acum și la Radio Infinit, domnul primar a ieșit și a spus fericit că o să facă și pe parcarea de la Super 2000 taxare și după aceea se gândește dacă avem face sau nu parcare. Vedem. Ok. Păi suntem nu, la final. Declarație. Nu, în final declarație vreau o singură rugăminte. Vă rog. Îl mai invit o dată, poate mă aude cineva din familia Romanescu, pe domnul profesor Sichitiu, care a intervenit atunci și unchiul domnului Romanescu, l-aștept la emisiune cu dumneavoastră, că așa a spus. Că vine nu să cu mine, discute. Cu domnul Măruță, poate. Era și dumneavoastră și cu domnul Măruță, îl aștept să lămurim un subiect. Suntem la final, trebuie să încheiem. Doamnelor, domnilor, continuăm subiectul. Pentru că, iată... Va mai fi mult timp de... Iată, discutat. Oamenii sunt fierb în interior. Da. Până nu vedem ce se întâmplă, până organele nu spun un punct de vedere clar, până, nu știu, până se va soluționa până la urmă cumva această problemă, trebuie să vă spunem adevărul. Noi vă prezentăm documente pe ecran, înregistrări, audio, video. Noi suntem aici. Ce facem? Nu, să le aducem. Nu contează că domnul director Rotaru intervine și mă acuză pe mine de scenarii sau alte chestiuni. Aceste lucruri, din punctul meu de vedere, nu sunt importante. Este strict problema dânsului. Dumneavoastră sunteți cei de acasă care decideți cine are dreptate. Ce credeți dumneavoastră că este mai bine pentru dumneavoastră? Ne revedem mâine seara de la ora 19 aici la A Patra Putere.